Știre electorală de promovare. Când vorbesc despre schimbare, candidații Alianței pentru Unirea Românilor Hunedoara la Consiliul Județean au în vedere și sprijinirea activităților sportive și educaționale la nivel de masă, astfel încât copiii și tinerii să poată petrece timpul liber în mod util și sănătos. Astfel s-ar putea interveni și asupra consumului de droguri. România fiind inundată de droguri ieftine la care copiii au acces ușor. Nu se reușește oprirea sau diminuarea traficului de droguri pentru că legile sunt prea blânde. Pe lângă înăsprirea legislației, mai este nevoie și de o informare corectă a tinerilor, de prevenție reală, nu doar informativă. Iar în școli este nevoie de medici și personal calificat care să-i poată sprijini pe copii. Este de părere Paul Potecă, unul dintre candidații AUR la funcția de consilier județean Hunedoara. Ați putea face ceva mai mult pentru ei? Eu cred că asta este o problemă la nivel național. Cu siguranță, la nivel mondial, cred. La nivel mondial și cred că ar trebui înlăsprite legile privind traficul de droguri. Cred că ar trebui să se facă și în școli o informare corectă și chiar să se arate exact cu subiect și predicat ce conțin acele otrăvuri pe care copiii le consumă. Poate așa i-ar determina să se gândească de două ori înainte să consume aceste droguri. Avem nevoie de o schimbare în județul Hunedoara. Noi putem să fim schimbarea de care județul Hunedoara are nevoie și să aleagă cu capul în 9 iunie și să își dea seama că timp de 4 ani nu vor mai putea să schimbe ce nu au schimbat până acum, dacă aleg corect sau nu aleg 9 iunie. Și să voteze AUR, Alianța pentru Unirea Românilor.